Sindicaliștii din învățământul vasluian au pichetat sediul Ministerului Educației. La protestele organizate pe 23 noiembrie, în intervalul orar 11-14, au participat și reprezentanți din alte județe ale țării. Profesorii din cadrul Sindicatului de Învățământ Tutova din Bârlad, Uniunii Sindicale Didactica din Vaslui și a Sindicatului Liber din Învățământ Huș sunt nemulțumiți de decizia de înghețare a salariilor din învățământ, de neachitarea banilor pentru care există sentințe judecătorești și de blocarea posturilor în sistem. Reprezentanții Ministerului Educației au refuzat dialogul cu dascării protestatari. În aceste condiții, pichetările cadrelor didactice vor continua în zilele următoare. Vreo 200 de persoane, cred că, la nivel de șară. Și o delegație de 10 persoane de la voastră. În primul rând, este chestiunea legată de neplata hotărârilor judecătorești câștigat în instanță. A doua chestiune este legată de alocarea 6% din timp pentru învățământ, așa cum scrie în legea educației naționale. A treia chestiune este legată de reținerea cotizației de sindicat pe statul de plată. Și, bineînțeles, în ultimul instant, este vorba de lipsa dialogului social dintre minister și sindicat. Deci, practic, ministerul a refuzat dialogul. Ministerul mai mult decât atât a declarat că persoana non grata tot ceea ce înseamnă conducerea federației sindicale, dar totuși au acceptat să primească astăzi o delegație formată numai din două persoane care au condus, să zicem, delegații din țară. Și s-a convenit să meargă delegatul de la Iași și delegatul de la Neamț. Noi eram acolo mai multe județe, era și Argeș, și Aradu, și Vasluiu, dau un exemplu, dar numai două persoane. Atât. A avut câștigă... La doamna secretar de stat, Oana Badea, atât. Și în urma discuțiilor pe care cei doi le-au avut cu doamna secretar s-a ajuns la o concluzie? Printre revendicările sindicaliștilor din educație se numără și diminuarea numărului de elevi pe clasă. Cadrele didactice solicită de asemenea revizuirea programelor școlare și acordarea 6% din PIB pentru învățământ. Frigul îi bagă pe vasluieni în spital. Scăderea temperaturilor din ultima perioadă a dus la apariția primelor cazuri de pacienți diagnosticați cu hipotermie din județ. În doar 3 săptămâni, echipajele Serviciului Județean de Ambulanță au fost solicitați de aproximativ 3.000 de persoane. În 6 dintre aceste cazuri, bolnavii sufereau de hipotermie. De la începutul lunii noiembrie, Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui a răspuns unui număr de 3100 de solicitări, dintre care 6 au fost pacienți cu hipotermie și 135 cu sindrom febril. Până în prezent nu a fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu gripă. Potrivit statisticilor Direcției de Sănătate Publică Vaslui, la nivelul județului nostru au fost semnalate 262 de cazuri de pacienți bolnavi cu pneumonie acută și 887 de persoane diagnosticate cu viroză. În ultima săptămână de raportare, cazurile de infecție acută ale căilor respiratorii au scăzut față de săptămâna precedentă cu 6%. Incidența cea mai crescută se înregistrează la grupa de vârstă 5-14 ani, cu 233 de îmbolnăviri. Ponderea cea mai mare a internărilor cu infecții acute respiratorii se înregistrează în rândul copiilor, la grupa de vârstă 0-1 an, cu 16 cazuri. În ceea ce privește numărul de pneumonii din ultima săptămână, aici se constată o scădere cu aproape 8% a cazurilor față de săptămâna precedentă. Cele mai multe cazuri de pneumonii se înregistrează la grupa de vârstă 15-49 de ani cu 74 de îmbolnăviri, ponderea internărilor fiind la grupa de vârstă 50-64 de ani cu 17 cazuri spitalizate. Nu s-au înregistrat afecțiuni clinice compatibile cu gripa. Medicii recomandă populației ca în timpul sezonului rece să evite zonele aglomerate și expunerea prelungită la frig. De asemenea, este indicată utilizarea batistelor pentru strănut sau tuse pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii. Vești proaste pentru asistații sociali din județ. Camera Deputaților a adoptat noua lege a asistenței sociale, care prevede scăderea numărului de categorii de ajutoare sociale de la 54 la 9. Documentul prevede de asemenea și o serie de sancțiuni dure pentru cetățenii care refuză un loc de muncă. Astfel, persoanele care refuză un loc de muncă sau participarea la cursuri de formare sau recalificare riscă să se trezească cu diminuarea cuantumului beneficiului de asistență socială sau chiar cu încetarea acestuia. La Vaslui, un județ în care un procent
procent semnificativ al populației se încadrează în categoria beneficiarilor legii 416, măsurile luate de guvernanți îi vor afecta în special pe locuitorii din mediul rural. Păi eu la 4 persoane, eu 1.100.000. Ne ajung cum să ne ajungă banii ăștia? Să ne ajungă, mai ne ajung și deloc. Da? Ce să facem? Dacă atâta ne dă? Dar dacă legea hotărăște așa, noi nu suntem împotrivă. Ce să facem noi? Și așa ne descurcăm tot greu. Că trăim numai din ajutor și din alocația copiilor. Dacă n-ar și asta, am și la zero. Nu prea e bun așa. Mai aveam și noi o adeverință de spital, o adeverință. Luam și noi medicamente mai gratuit când ne dădea, adică cu compensat. Așa dacă e așa, să suntem la pământ. Dacă mă ieși pe asta, înseamnă că suntem muri de tot. Cum fac dacă nu? Hai că până acum mai era o lucrație la un copil, o nu știu și un ajutor social, dar dacă ieși pe asta, cam cum credeți dumneavoastră că ne putem descurca? Eu, după mine așa concept, cam cum am putea noi să ne descurcăm? Noua lege a asistenței sociale instituie 4 mari categorii de beneficii de asistență socială. Este vorba despre măsurile pentru prevenirea sărăciei și riscului de excluziune socială, asistență socială a familiei și copilului, asistență socială a persoanelor cu nevoi speciale și alte tipuri de ajutoare și facilități. Cele 4 categorii de beneficii includ 9 tipuri de alocații, indemnizații și facilități. Printre acestea se regăsesc cele referitoare la venitul minim de inserție, alocația de stat pentru copii, alocația de plasament, indemnizații, stimulente și ajutoare pentru creșterea copilului, indemnizații pentru persoanele cu nevoi speciale, indemnizația lunară de hrană și HIV-SIDA, de asemenea ajutor pentru persoanele refugiate, ajutor de urgență și alte facilități. Municipiul Huși a devenit timp de o zi gazda perfectă pentru lansarea unuia dintre cele mai apreciate proiecte pe care le coordonează primăria acestui municipiu. Peste 100 de persoane, primari, șefi de instituții publice de pe ambele maluri ale Prutului, mai exact din județul Vaslui și raionul Hâncești, s-au întrunit pentru lansarea oficială a proiectului comun numit AdminNet. Pentru că acestea au impactul cel mai mare în cooperarea dintre cele două state și reprezintă precondiții pentru dezvoltarea economică și socială. Starea de sănătate a populației din comunitățile noastre nu se supune unor granițe fizice. Infrastructura rutieră și de traversare a regiunii de frontiere este de preferat să nu cunoască diferențe frapante în funcție de statul pe teritoriul care se află. Energia și mediul merg mână în mână, iar potențialul în domeniul dezvoltării producției de energie alternativă și valorificarea zonelor naturale nepoluate există de ambele părți ale graniței. Există necesitatea unei dezvoltări armonizate de-a lungul granițelor și... Prin această colaborare transfrontalieră se urmărește, între altele, realizarea unor platforme și unor rețele de schimb între administrațiile de graniță ale județului Vaslui și raionului Hâncești. 5 mese rotunde între oficialitățile celor două regiuni, dar și cel puțin 5 proiecte cheie identificate, câte unul pentru fiecare sector administrativ de importanță majoră, respectiv transport, mediu, infrastructură de graniță, energie și, nu în ultimul rând, sănătate. Bineînțeles că am acceptat parteneriatul dat cu Primăria Huș și ne-am bucurat de faptul că în cadrul acestui proiect vom avea posibilitatea să acumulăm noi experiențe, noi cunoștințe în ceea ce privește proiectele europene și accesarea fondurilor europene. La fel împărtășesc și părerea colegilor mei primari din Republica Moldova, care sunt cointeresați pentru a aplica cereri de finanțare către proiectele europene și, bineînțeles, cu sprijinul parteneriatului din partea României și anume a județului Vaslui. Interesele, probabil, sunt majore din partea ambelor părți pentru stabilirea parteneriatelor, deoarece ne confruntăm cu aceleași probleme și noi în Republica Moldova. Proiectul se alătură altor asemenea preocupări ale administrațiilor județene, acesta având drept scop și îmbunătățirea zonei de graniță româno-moldovenească prin creșterea contactelor și a cunoștințelor personalului acestora. Scopul comunității europene, declarat în 2000, în noiembrie, este de eradicare a sărăciei. Trebuie așadar să căutăm împreună, dincolo de politicile guvernamentale, prin proiectele pe care le promovăm, fie că sunt transfrontaliere, fie că sunt pe mediu, fie că sunt viitoarele proiecte pe care Uniunea Europeană le va pregăti pentru România, Ucraina și Moldova, să demonstrăm că avem cea mai bună resursă, și anume resursa umană, să putem implementa asemenea proiecte.
proiect strategic și structurat care creează contacte directe între instituții și indivizi ce le reprezintă și lucruri împreună acestor în jurul unor teme stringente pentru regiunea de graniță a celor două țări, poate crea valoare adăugată prin comunitățile și domeniile pe care le administrează. Și pe termen mediu poate duce la dezvoltarea în comun de proiecte și dezvoltare economică și socială. Fundația pe care o reprezint promovează interesele și creșterea capacității principalilor actori de la nivel local și regional, administrații publice, școli, organizații neguvernamentale, asociații profesionale, IMM-uri, asociații patronale, în special în regiunile de graniță ale României. Fac parte de grupul țintă. În prezentarea doamnei manager nu am discutat. Vă referiți la instruiri. Da. Și la instruiri. Deci, ONG-urile vor participa la mesele rotunde, însă în cadrul instruirilor ne vom axa mai mult pe funcționari publici și alți angajați din instituțiile de graniță. Normal că, prin efectul de multiplicare, vom asigura și participarea ONG-urilor la viitoare proiecte. Alături de cei peste 50 de musafiri soțiți din Republica Moldova, la eveniment au fost prezenți și edilei comunelor din județul Vaslui, ale căror granițe sunt vecine cu Republica Moldova. Acțiunea a fost continuată cu întâlnirea oamenilor de afaceri cu ministrul finanțelor, Gheorghe Alumițeanu. Cauți o mobilă originală? Cu noi căutarea a luat sfârșit Cosmirom. Satisface dorințele tale la prețul ce sfidează concurența. Cosmirom, magazin situat pe strada Hușului numărul 21, spre Gura Bustei, clădirea albastră, după Bâlci. Căldură, siguranță și confort doar cu Cosmirom. Mobilier standard sau la comandă. Desăvârșit lucrat manual. Încântă ochiul și relaxează sufletul. Cosmirom, rate în magazin doar cu buletinul. Fără dobândă. Mai mulți angajați ai primăriei orașului Negreș, dar și câțiva de la Consiliul Județean Vaslui, în frunte cu vicepreședintele Corneliu Bichineț, au intrat în atenția Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Ei sunt cercetați în câteva dosare care l-au în centru atenției pe primarul orașului Negreș, Ioan Cozma, după ce acesta ar fi prejudiciat statul de sume importante de bani. Ultima ispravă în care edilul este cercetat este legată de fondurile destinate reabilitării terenului de sport al centrului școlar pentru educație inclusivă din Negrești. Atât Cozma, cât și mai mulți subalterni de-ai săi și câțiva angajați ai Consiliului Județean Vaslui au dat și ei cu subsemnatul în acest dosar. Printre cei audiați se află și actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, Corneliu Bichineț, deoarece banii au fost dați pentru această lucrare pe vremea când acesta conducea frâiele județului. Surse din cadrul anchetei ne-au dezvăluit că primarul Ioan Cozma, prin firma condusă de fiul său SC Precizia SRL, cea care a efectuat lucrarea, ar fi încasat toți banii, însă nu au dus la bun sfârșit lucrarea. Asta înseamnă că au prejudiciat statul de aproximativ 1 miliard de lei vechi. Guvernul intenționează să majoreze de la 670 de lei la 700 de lei salariu minim brut pe economie din anul 2012, potrivit unui proiect de hotărâre. Majorarea cu doar 4,5% generează de fapt profit pentru stat, care va încasa dublu decât cheltuiește prin această operație din contribuțiile angajaților și angajatorilor publici, dar mai ales privați. Încălcarea prevederilor atrage pentru agenții economice amenzi de la 1000 de lei la 2000 de lei, conform documentului. În privința impactului asupra bugetului de stat și asupra firmelor private, datele de care dispune Ministerul Muncii variază mult între cele colectate de la Institutul Național de Statistică și cele obținute de Inspecția Muncii. Creșterea salariilor minime nu va mări și grilele de salarizare prevăzute de legea salarizării unitare în sectorul bugetar. Școala a devenit tot mai neatrăgătoare pentru elevii vasluieni. Dovadă sunt rezultatele slabe înregistrate anual la examene, dar și recordurile obținute la capitolul Chiul. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, chiulangii au acumulat în doar câteva săptămâni 240.000 de absențe. Liceenii păstrează tradiția și în acest an de a fi campion la Chiul, astfel că aceștia au bifat 171.000 de absențe, mai bine de jumătate fiind trecute în contul bobocilor de clasa a noua. La polul opus sunt elevii din ciclul primar care au
strâns 7.000 de absențe. În ciuda numărului mare de absențe, numărul exmatriculaților este infim. Explicația? Atât timp cât legea prevede că învățământul obligatoriu este de 10 clase, suntem legați cu mâinile la spate. Doar elevii din ultimii 2 ani de liceu sau școli profesionale pot fi exmatriculați, a declarat Vasile Ursanu, adjunctul ISJ Vaslui. Cei care dețin păduri cu suprafețe mici pot primi sprijin financiar pentru a acoperi costurile combaterii dăunătorilor. Potrivit unor norme emise săptămâna trecută, pot beneficia anual până în 2013 de subvenție persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată fond forestier cu suprafața de minimum 30 de hectare și care realizează lucrări de combatere a dăunătorilor prin mijloace aviochimice necesare gestionării durabile a pădurii. Metoda permisă de lege pentru contractarea acestor lucrări este procedura de achiziție publică organizată de Direcția Silvică Vaslui. Nu beneficiază de acest tip de subvenție firmele aflate în dificultate financiară, nici persoanele împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat. După câteva luni în care numărul rețetelor gratuite și compensate a scăzut simțitor, farmaciile au început din nou să fie asaltate de bolnavi. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui a primit spre decontare facturile aferente lunii octombrie pentru consumul de medicamente gratuite și compensate. Față de septembrie, consumul a crescut cu 6% pentru rețetele cu și fără contribuție personală și cu 16% pentru medicamentele care se distribuie prin programele naționale. Astfel, CJAS urmează a deconta facturi în valoare de 6,5 milioane de lei, din care 1,28 milioane sunt pe programele naționale. Binecunoscute sunt căile de performare ale actualilor edili. Cei care își doresc continuitate luptă până în pânzele albe pentru reușită și convingere. Uneori uită de unde au plecat sau cine i-a susținut. Cel mai elocvent exemplu îl conferă primarul vasluienilor, care a uitat că fostul primar a fost alături de el în campania electorală din 2008. L-a uitat atât de bine încât a șters până și de pe lista obiectivelor finalizate de domnul profesor Victor Cristea, acele elemente care l-au definit odinioară pe acest cadru didactic. Piața Sfatului, cu impunătoarea statuia lui Ștefan și parcul verde din fața acestuia, a dispărut. Eu perculețul ăla, știți cum l-am făcut pe ăla? Era prefect, parcă Țibulcă sau domnul Țibulcă. Dom'le, și tot mergând pe acolo și oamenii zic, domnul primar, dar nu puneți o bancă aici, uite, nici bancă ar merge un copăcel, nu știu ce. Apropo, de consultat cu... Da. Dacă vreți ca locuitor, mie nu-mi place cimentul ceala acolo, stricat ăla și făcut altceva. Cimentul și ăla, de ce vine Piața Roșie aici sau cum? Ei bine, actorul edil promite o nouă locație pentru Piața Sfatului, chiar în apropierea sediului de primărie. Iar în fața primăriei să găsiți o Piața Sfatului, idee care acum prinde contur și va fi pe această temă un concurs de soluții. Sperăm să realizăm acest obiectiv care va mobila municipiul nostru în continuare. Dacă privim sau studiem elementele de arhitectură dintr-un municipiu, sau dintr-un oraș, dintr-o locație, sunt elemente vizuale care ne întâmpină și trebuie realizate de așa natură să placă ochiului, să placă celor care le văd poate pentru prima dată. Probabil un proiect de anvergură, așa cum se promite a fi și noua piață Vidin. Analizând acestea, putem concluziona că domnul inginer Vasile Pavel vrea să depășească cu mult binecunoscuta zicală: omul gospodar construiește o casă, plantează un copac și face un copil. Câinii fără stăpân pot fi eutanasiați. Pe 22 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat legea privind câinii comunitari. Conform actului normativ, eutanasierea patrupedelor se va face abia după ce autoritățile locale vor consulta populația prin sondaje de opinie, referendumuri sau adunări de cartier. Consiliul Local Vaslui va avea obligația de a înființa, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, servicii specializate pentru gestionarea patrupedelor. Serviciul de ecarisaj este în administrarea societății Goscom SA. Așteptăm transmiterea către unitățile administrativ-teritoriale a textului de lege privind câinii comunitari
și avem convingerea că în Consiliul Local se vor analiza toate prevederile legale, astfel încât comunitatea vasluiană să nu fie scandalizată de o eventuală decizie în privința câinilor din localitatea noastră. Deși susțin că sunt nemulțumiți de numărul mare de câini vagabonzi care bântuie pe străzile municipiului, vasluienii se dovedesc a fi iubitori de astfel de animale. Locuitorii orașului nu sunt de acord cu eutanasierea câinilor. Sunt prea mulți, așa este. Și eu am cățelul și acasă. Să știți că iubesc, dar parcă aș fi de parte cei că sunt prea mulți. Părerea că nu are majoritatea populației. Totuși trebuie o protecție pentru aceste animale care ne sunt aproape. Văd aici lângă noi chiar un câine. Părerea mea este că trebuie să fim cu suflet mare și pentru câini și pentru om. Nu sunt de părerea extremă. Este o extremă care, dar și noi oamenii ar trebui să lăsăm de la noi. Pentru că și ei sunt viețuitoare, animale de aproape nu sunt de acord cu această propunere. Parcă e prea totalitar pentru aceste animale. Aproximativ 600 de vasluieni au fost mușcați de animale domestice și sălbatice în primele 9 luni ale anului curent, sau cel puțin așa arată statisticile întocmite de Direcția de Sănătate Vaslui. Cei mai mulți pacienți care au fost vaccinați împotriva rabiei, respectiv 506 persoane, au fost mușcați de câinii fără stăpân. După finalul nebun cu pandurii, când FC Vaslui a marcat golul victoriei în ultimul minut de prelungiri, Viorel Hizo a declarat că are în permanență medicamente în buzunar. Viorel Hizo a declarat că s-a învățat cu jocurile derulate sub tensiune maximă pentru că are o inimă puternică și care rezistă la orice lucru neprevăzut. În caz contrar, este pregătit cu medicamente. Trebuie să fim puternici, să rezistăm acestor șocuri. Stăm cu nitroglicerina tot timpul în mână. La momentul potrivit, o aruncăm sub limbă dacă e nevoie. Antrenorul vasluienilor spune că echipa este obosită și încearcă să-și canalizeze ultimele puteri pentru meciul cu Lazio. Noi jucăm din 3 în 3 zile. Echipa este obosită, este la limita puterii. Băieții se gândesc la meciul cu Lazio. Nimeni nu vrea să se accidenteze acum. Nu cred că există vreun jucător care nu vrea să joace cu Lazio, joc în care ne punem mari speranțe. El a pomenit și de absența lui Adailton. Lipsa lui Adailton se vede la echipă. Nu mai avem prospețime. Am jucat în 2 luni 24 de meciuri oficiale, în care consumul de energie, de concentrare și motivație este foarte mare. Acest lucru lasă urme. Am ajuns unde nu am crezut că vom ajunge. Suntem pe 3 fronturi, dar trebuie să rezistăm. Adrian Porumboiu îi promite stelistului că își poate relansa cariera la Vaslui. Căzut în disgrație la Steaua, Florin Costea este așteptat cu brațele deschise la Vaslui. Gigi Becali vrea să scape de el în iarnă, iar Adrian Porumboiu îi întinde o mână și îi promite că poate reveni la forma care l-a consacrat la Craiova. Florin Costea este un jucător foarte valoros care juca bine la Craiova. Dacă îl reneagă tot, le deschise la Vaslui. La Vaslui, un alt fotbalist român și-a regăsit strălucirea de altă dată. Este vorba despre Lucian Sânmărtean. Mijlocașul a venit în ianuarie 2010, iar acum este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din campionatul intern.
HC Vaslui încă nu își va disputa meciurile oficiale în sala grupului școlar Ion Mincu. CS Viitorul, administratorul sălii sporturilor, a anunțat că echipele de handbal își pot susține jocurile oficiale în această locație, deoarece lucrările de reabilitare vor începe ceva mai târziu. Așteptăm să primim ok-ul pentru a putea publica scoaterea la licitație a investiției. Sperăm ca în cel mai scurt timp să demarăm lucrările de refacere a parchetului, fiindcă banii trebuie cheltuiți până la sfârșitul anului, a spus Alioșa Axinte, directorul clubului Viitorul Vaslui. Între timp, la sala sporturilor se lucrează la amenajarea de noi puncte sanitare pentru spectatori. Liceul cu program sportiv Vaslui va fi gazda celui de-al doilea turneu zonal de handbal masculin Junior 2. Elevii profesorului Sergiu Bărdiță ocupă acum locul întâi în clasamentul seriei B, fără înfrângere și cu punctaj maxim 10. Sperăm ca băieții să rămână pe primul loc și după acest turneu. Au demonstrat că sunt mai buni față de restul echipelor, a spus Mihaela Lefter, directorul LPS Vaslui. Echipa vasluiană va întâlni Colegiul Național Nadia Comăneci-Onești și CS Bacău vineri 25 noiembrie, CS Tescani și școala numărul 3 Adjud, sâmbătă 26 noiembrie, iar în ultima zi a turneului va întâlni LPS Focșani.